Vă salut! Mă țin de ceva vreme să vă prezint motocoasa asta mică, care nu e nici nucleară, nici fermecată, nici atomică, cum le botează unii, ci este o motocoasă mică și nervoasă. Are 0,9 cai putere, e de la Stihl, e modelul FS38. E o motocoasă foarte ușoară, are 4,2 kg cu rezervorul gol și fără autocatul care îl are în dotare. Și aș vrea să subliniez de ce fiecare motocoasă are aplicabilitatea ei. Ei bine, eu am aici o porțiune, după cum se vede, e un unghi de 45 de grade, e un dig cu iarbă pe care îl întrețin și pe o parte și pe alta, cât și pe suprafața lui. Iar cu o motocoasă mai mare, mi-ar fi foarte greu să merg pe laterale, pentru că în stânga mea este un pârâu și cu o motocoasă normală, mare, mi-ar fi greu să mă întorc pe lângă gard, iar cu asta, care are ca și lungime undeva la 1,5 m, mă pot întoarce, mă pot mișca. Deci, concluzia cam asta e, că fiecare motocoasă are aplicabilitatea ei. Dacă vreți să cosiți bălării, copaci groși ca mâna și bruieni groase ca mâna, luați-vă de 4, 5 cai, whatever. Dacă vreți pentru cosit iarbă, pentru spații restrânse, pentru spații inclinate, unde avem doar iarbă și doar o întreținem, merge foarte bine și o astfel de motocoasă ușoară. Să-mi iau casca de protecție și vă arăt un pic cam cum o folosesc eu aici. Ea de nou a costat undeva la 650-670 de lei din magazin reprezentanță Stihl.
în încheiere, cam despre asta este vorba. Motocoasă ușoară, o folosești foarte ușor pe plan înclinat. E pentru iarbă, iar până la un nou clip vă urez spor la treabă și alegeri cât mai inteligente în sculele pe care vreți să le achiziționați și să le folosiți în gospodărie. V-am salutat!